Bună seara tuturor! Vreau să încep cu sinceritate prin a mulțumi tuturor bucureștenilor care astăzi au votat un om și un program și nu au mai votat împotrivă. Le mulțumesc tuturor bucureștenilor și mai tineri și mai puțin tineri și din cartierele bogate și din cele sărace și din clasa mijlocie și cu venituri modeste, cei cu care m-am întâlnit în toată această perioadă și care mi-au spus că vor să fac la Primăria Generală a Capitalei ceea ce am făcut în Senat și în presă, adică să muncesc cu oamenii pentru oameni. Mă bucur foarte mult că proiectul meu, care a însemnat o capitală cu școli și spitale mai bune, cu rezolvarea problemei traficului infernal din București, cu mai multe locuri de joacă pentru copii și mai multe parcuri, cu diminuarea poluării, cu transparență în primărie și toleranță zero la corupție, a avut câștig de cauză. Îi felicit pe bucureșteni pentru că în această seară ei au câștigat, dar îi asigur și pe cei care nu m-au votat că voi fi primarul tuturor. Firește, noi acum avem rezultate parțiale, așteptăm cu răbdare rezultatul final.